Bun găsit, dragi prieteni! Ne reîntâlnim la rubrica Calitate în bucate ca să vorbim despre alte produse care, de fapt, sunt foarte, foarte populare în alimentația, mai ales a copiilor și adolescenților. Este foarte ușor să le procuri, sunt foarte atrăgătoare pe rafturile magazinelor, fiindcă au un ambalaj foarte colorat, dar, din păcate, și iarăși din păcate vreau să zic, că nu e ceea ce ne gândim, că nu este cartof, că nu este făina cea bună, că nu este totuși o compoziție bună. Și chiar analizând toate aceste produse care le avem aici pe masă, vreau repede să fac o concluzie. Nu sunt bune. De ce? Fiindcă, în primul rând, dacă chiar și scrie că sunt din cartofi sau sunt chipsuri sau sunt roluri sau sunt sticks-uri, ele în toate sunt făcute din făină. Fie că este făină de porumb, fie că este făină din grâu. Adăugător la această făină se adaugă foarte mulți aditivi. Dintre acestea sunt și drojdiile, sunt diferite gheuri și unul din gheurile care l-am întâlnit aici este piridoxina de natriu. Vai, piridoxina de natriu și fosfatul. Eu vreau să vă zic că este foarte și foarte periculos din ce considerente, fiindcă face probleme stomacului și aduce la gastrite, alergii, la astm și la multe alte probleme. Ba din contră aduce și la infertilitate. Vreau să zic că pentru fetele adolescente care iubesc să mănânce aceste diferite gusterele, trebuie să se gândească dacă vor să aibă copii. Plus la toate aici se folosește uleiul în cantitate extrem de mare. Vreau să vă zic că avem produse în care avem ulei de palmier și avem produse în care avem ulei de floare. Chiar dacă avem făină de grâu, ulei de floarea soarelui, totdeauna avem acei aditivi care de fapt fac rău organismului nostru. Chiar să zic că acest produs care l-am în fața mea, chiar să-l desfac și să citesc aici, chiar dacă este din făină de grâu, are ulei de palmier. Ceea ce, iarăși vorbim că nu este benefic pentru organism. Să vorbesc despre acest produs care este destul de popular, sunt sticks-urile cu susan, cu sare, da? Sau cu alte gusturi. Vreau să vă zic că are în ei acei coloranți E503, corector de aciditate E524. Și vă imaginați să le dăm copilașilor noștri care noi chiar des le procurăm și le dăm acele sticks-uri ca când mergem la o plimbare sau când ca o gustare sau să le avem în mașină, în drum. Vreau să vă zic că din tot ce este aici, doar făina de grâu și semințele de susan sunt cât de cât naturale, dar faptul că conține aceste chimicate strică absolut tot. Ce vreau să vă zic, wow, iată alt produs care este scris că sunt chipsuri din cartofi cu gust de cașcaval. Ce conțin? Cartofi, ulei de floarea soarelui, zer de lapte, praf, sare, mai conține praf de cașcaval, extract de drojdii și colorant, extract de paprika. Vreau să vă zic că nu este atât de rău în compoziția sa, dar faptul că 29% sunt deja uleiuri care au fost gătite la temperaturi înalte, desigur că vor face ca colesterolul să mărească, să ducă la obezitate, să facă să crească lipidemia trigliceridele, să avem acel prediabet și diabet zaharat și o dezvoltare incorrectă hormonală sexuală a copiilor. Dragile mămici, voi cumpărați acasă aceste produse. Voi când mergeți la plimbare, faceți alegerea pentru copiii voștri. Vă rog foarte mult să faceți o alegere corectă. Din păcate, din toate produsele expuse, niciunul nu este benefic pentru sănătate. Alegeți să faceți acasă ceva gustos. Același sticks-urile putem face acasă cu puțină făină integrală și făină albă, drojdie, sare, să le întindem și să le răsucim și să le punem la cuptor, să răzuim un pic de cașcaval, să punem semințele dorite și iată acel sticks gustos care le putem oferi copiilor noștri. Sau să alegem din comerț un produs într-adevăr natural și corect. Și eu v-am zis și data trecută care sunt ingredientele perfecte a unei gustări. Acestea sunt o făină integrală, acestea sunt produse absolut naturale. Dragii mei, faceți alegerea și priviți-ne pe noi, căci noi vom veni întotdeauna cu informații utile și prețioase pentru dumneavoastră.